Astăzi, la Sănătate România, vorbim puțin despre faptul că suntem împărțiți în două sau mai multe grupuri. Suntem fie vaccinați și nevaccinați, fie vacciniști și antivacciniști. Despre cum facem față momentelor de ură, de răutate, ce face un psihiatru sau care e sfatul lui, aflăm de la doctorul Vlad Stroescu. Eu nu încerc să nu mă supăr niciodată. Și pe mine m-a sfătuit un psihiatru mai bătrân ca mine, când eram mult mai tânăr, să nu mă supăr niciodată orice ar fi. Puteți? Prejudecăți sunt foarte multe pe lumea asta. Știți ce prejudecăți sunt despre sănătatea mentală? Spuneam în altă parte că i-ar face pe antivaxxeri să roșească de candoare. Suntem plini de prejudecăți, toți le avem pe ale noastre. În funcție de locurile în care lucrăm, mai ales dacă lucrăm în meserii din astea vocaționale, unde consumul emoțional e mare, riscăm să ne supărăm foarte tare. Dar lucrul ăsta ne scoate automat din dialog. Și atunci, da, mă stăduiesc. Cum faceți să nu vă supărați? Iertați-mă, dar vreau o rețetă. Nu știu. Nu știu. Unii spun că sunt prea blec și că ar trebui să mă supăr mai des. O fi și temperamentul meu. Nu răutatea e cea care face rău. Foarte mulți oameni au remarcat-o. Răutatea e un fenomen rar. Și indiferența e cea care face rău. Dacă te enervezi, partea a doua vine să te detajezi, dai bloc la toată lumea, te închizi în bula ta și nu-ți mai pasă. Ceea ce este de altfel și unul dintre simptomele cardinale ale sindromului de burnout. Nu-ți mai pasă, ți s-au terminat rezervele emoționale. N-au decât să se... Nu mai vrei nici bine, nici rău. Nu mai vrei bine, nici rău, nu te mai interesează de soarta nimănui. Și e mai grav decât dacă te duci și scrii acolo mesaje urâte. Preferați omul care e plin de furie? Nu prefer niciuna dintre aceste variante, prefer să le evit pe amândouă. Furia este foarte rea și ea. Nu putem să ne permitem să ne polueze mințile și dialogul și viața și îndrăznesc să spun că la fel și anxietatea. Anxietatea este adaptativă până la un anumit punct. Dar noi oamenii suntem mamifere extrem de anxioase. Așa ne-a făcut natura, Dumnezeu, evoluția. Avem niște instincte extrem de puternice cu ajutorul cărora am cucerit planeta. Și riscă să ne trădeze la orice pas acum din cauza asta. Riscă să preia puterea, să devină mici dictatori ai minții noastre. Și mulți oameni pățesc chestia asta. Unii își dau seama în mod dureros că au ajuns sub o dictatură a anxietății, alții nici măcar nu-și mai dau seama. Anxietatea e un instinct fundamental al omului. Nu toți avem anxietate clinică, adică anxietate copleșitoare care ne strică viața și treburile și produce suferință. Dar toți avem, dacă săpăm un pic, toți stăm pe un mare gol și toți avem o anxietate care învăruie golul ăsta. Face parte din ceea ce suntem. Dragi prieteni, e clar, ura și răutatea nu sunt o soluție. Împreună putem trece peste toată această poveste, această pandemie care ne-a schimbat fundamental viețile tuturor. Ne găsiți pe sănătate.romania.ro. Sănătate, oameni buni!